Meteorologii anunță că de sâmbătă seara, 28 septembrie, în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și la munte vor fi ploi și furtuni, fiind emis un cod galben. De duminică dimineață, toată țara se va afla sub incidența unui cod galben de ploi și vânt, iar vremea se va răci. Așadar, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, valabilă de sâmbătă 28 septembrie de la ora 18 până duminică 29 septembrie la ora 10, pentru județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și în unele zone ale județelor Mehedinți, Gorj, Alba și Cluj. În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, local cu rafale în general de 50-60 de km pe oră. Izolat vor fi vijelii și va cădea grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 până la 25 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 30 până la 40 de litri pe metrul pătrat. 426 de locuri de muncă vacante figurează pe listele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș. Pentru ocuparea a 355 dintre ele, candidații au nevoie de studii gimnaziale sau școală generală. Pentru 3 joburi se caută persoane cu studii liceale sau liceu de specialitate. 12 locuri sunt pentru cei care au studii liceale sau liceu teoretic, iar alte 3 posturi vizează persoanele care au terminat studii post-liceale, de fapt colegiu, și alte 3 școală post-liceală. Cei care n-au făcut studii deloc sau au terminat 4 clase pot să se angajeze pe 16 locuri de muncă vacante, iar dacă au făcut mai mult de 4 clase, dar nu au terminat școala generală, oferta este de 18 posturi. Pentru persoanele cu facultate, pe piața muncii din Maramureș sunt disponibile 6 locuri, iar unul este vacant pentru candidații care au și masterul terminat. Pompierii maramureșeni au obținut rezultate spectaculoase la cea de-a noua ediție a concursului internațional Scări. Competiția organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Satu Mare a constat în urcarea a 210 scări până la etajul 10 al Palatului Administrativ din municipiul Satu Mare, individual sau în echipă, formată din 2 servanți. Și nu oricum, ci echipați în costumul de protecție tip Nomex, ce cântărește în jur de 35 de kilograme cu accesoriile aferente, printre care și aparatul de respirat aflat în funcțiune. Anul acesta, 10 județe cu un număr de 70 de pompieri și-au anunțat participarea la competiție. La final s-a dovedit că sergentul major Claudiu Grigor este cel mai rezistent și rapid pompier la categoria sa de vârstă, 30-40 de ani, parcurgând traseul în doar un minut. Dovadă că ai noștri sunt uniți o arată și rezultatele obținute la secțiunea pe echipe, unde la categoria sub 30 de ani, sergentul major Cristian Claudiu Grigor și soldatul Iulian Rad au obținut locul 3 cu 1 minut și 7 secunde. La categoria plus 40 de ani, plutonier adjunct șef Sergiu Mociag, alături de plutonier adjunct șef Ciobo Deac, s-au clasat pe locul 2 cu timpul de 1 minut și 51 de secunde.